Chindia Târgoviște și-a aflat adversarul din turul 6 al Cupei României, prim divizionara Săgeata Năvodari. Dâmbovițenii au întâlnit pe Dobrogeni și în sezonul trecut, atunci când au remizat acasă 0-0 și au fost surclasați la Malul Mării scor 4-1, golul de onoare al Chindiei fiind înscris de Bogdan Gavrilă. Năvodărenii se află momentan în a doua jumătate a clasamentului Ligii 1 și în ultima etapă au fost zdrobiți de Steaua cu un categoric 5-0. Mugur Porumbacu, președintele Chindiei, îi cunoaște bine pe Dobrogeni și crede în șansele echipei sale. Revanșa atât de așteptată împotriva echipei din Năvodari se va disputa pe 24 septembrie de la ora 16:30 pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște.